Când vine vorba de horoscop, avem de-a face cu afinități, dar și cu interacțiuni de-a dreptul dezagreabile. Nu, nu este nimic cu tine, de vină sunt astrele. Unele zodii chiar nu reușesc să se înțeleagă între ele. Ce zodii să alegi? De care zodii să te ferești? Simpatie totală sau antipatie necontenită? Din ce categorie fac parte cei cu care te înconjori? Uneori, contrastele se atrag. Iată însă de cine e bine să te ferești în funcție de zodii. Gemenii sunt oameni amuzanți care iubesc viața și distracția. Fac echipă ideală cu balanțele, săgetătorii și vărsătorii. Gemenii sunt total incompatibili zodiacal cu capricornii și cu taurii. Racul. Un astfel de nativ caută simplitate, nu-i plac deloc complicațiile. Se va înțelege cel mai bine cu zodiile scorpion, pești și fecioară. Racul e bine să stea cât mai departe de gemeni, săgetător și leu. Aceștia sunt mult prea independenți și expansivi pentru tradiționalul rac. Leu. Leii se înțeleg de minune cu săgetătorii, vărsătorii și gemenii. Dacă ești în această zodie solară, stai departe de conservatorii nativi, capricorn, taur și fecioară. Fecioara. Nativii aceștia născuți la finalul verii sunt puși pe treabă. Muncă și iar muncă, disciplină și rigoare sunt valorile lor de preț. O fecioară va face echipă bună cu un taur și un scorpion. Însă e bine să stea departe de săgetător, gemeni și vărsător. Este o incompatibilitate uriașă de nerecomandat. Scorpionul. Dacă te-ai născut toamna târziu, caută-ți un partener care să-ți înțeleagă profunzimea. Cineva precum un nativ din zodia peștilor sau un nativ din zodia racului. Apa la apă trage. Ei sunt cei care pot naviga în marea ta de emoții. Stai departe de un alt scorpion, e scântei, e un conflict de orgolii. Nu te aventura lângă un leu sau lângă un vărsător, este compatibilitatea astrologică zero. Capricornul. Acest nativ serios și responsabil nu agrează persoanele prea expansive puse mereu pe șotii. Face echipă bună cu taurul, echipă ideală chiar. Se va înțelege foarte bine cu o fecioară sau cu un alt capricorn. Însă e bine să evite leii, gemenii și săgetătorii, nu au nimic în comun și se calcă pe nervi reciproc. Pești. Deschiși, artiști și iubăreți. Peștii se înțeleg de minune cu scorpionii și racii. Gemenii, săgetătorii și leii le vor frânge inima. Stați departe de acești nativi, căci vă pot aduce în viață nefericire, dezamăgire și durere. Relatează adevărul.ro.